Este prima de acest tip după primirea acestor aparate drone. Bineînțeles, vor urma și altele. Ați văzut ca și prima demonstrație modul de utilizare. Orice acțiune are în primul rând un caracter preventiv, în a arăta conducătorul auto la ce se expun și la ce verifică poliția rutieră. O să vedem dacă noi continuăm cu această activitate și în zilele următoare, o să vedem dacă sunt și rezultate, bineînțeles, vor fi comunicate prin intermediul biroului de presă. Aveți deja și un prim caz, o suspiciune de caz. Exact. Da. În regulă, colegii au văzut, au observat deja, au plecat către spital pentru recoltare de probe biologice, așa cum prevăd procedurile în acest domeniu. Aceste condiții, șoferul va rămâne în această seară fără permis, nu mai are dreptul să conducă. Șoferul se va întocmi un dosar penal în baza articolului 336 alineatul 2 din nou Codul Penal al României. Îi se va reține permisul de conducere cu dovadă fără valabilitate, urmând ca după efectuarea analizelor probe biologice să ne pronunțăm cu privire la soluția